Bună dimineața! Cum o să fie primul vostru drum cu autobuzul? Foarte tare! Și cum credeți că o să fie? Dar singurul lucru care nu mi-a plăcut până acum este prima întârzitată de repede. V-ați trezit mai devreme ca de obicei, da, așa e. Păs, tu te uiți pe geam și vezi unde e Piața Mărești. Tu știi unde e. Na, la Piața Mărești te dai jos, bine? La Piața Mărești, adică unde e cercul ăla. Unde e cercul ăla, acolo te dai jos. Acolo ne întâlnim, tati. Da, acolo ne vedem. Prima lor călătorie cu un autobuz singuri, fără însoțitor, fără absolut nimic. Sunt foarte mândru de copiii mei. Acum chiar îi depășim pe copele ei și acum suntem în fața lor. Autobuzul din spatele meu este autobuzul cu care ei merg acum la școală. Și bineînțeles, facem acest exercițiu tocmai pentru ca ei să învețe să circule singuri cu mijloacele de transport în comun, să învețe să fie independenți, să învețe să se descurce, bineînțeles, și să se orienteze peste tot pe unde sunt, fără să aibă vreo problemă vreodată cu ceva anume sau să se piardă pe undeva sau să învețe să știe să întrebe direcțiile, să întrebe zonele unde anume trebuie să ajungă. Pentru asta facem toate aceste eforturi. Suntem în autobuz. Yay. Ne place în autobuz. Dar prea mulți oameni. Dar trebuie să țin asta. Și nu pot. Eu trebuie să țin ghiozdanul în spate. Care e mega imposibil de greu. Da, dar acum ai ținut tot timpul ăsta. Ce-am zis o glumă. Avem 6 stații. Ce fericit suntem că mergem cu autobuzul. Wow. Suntem degeaba lângă geam pentru că nu stăm pe scaun. Ce clasă sunteți? A treia. Și fratele meu e întâia. Și unde faceți scaun? În Piața Mărăști. A, acolo, la Lena. Merg singur și stai așa. Cum a fost? Ciao, mersi! Cum a fost? Bine! Bine? V-a plăcut? Da! Da? Facem și mâine? Da! Da, bun! Hai, acum mergem la școală! Da!